domnul profesor, a textul domnului profesor pentru comunicare, în cea mai mare parte este tradus și colegii din Federația Rusă îl au. Partea suplimentară care privește voia de la pactul Molotov-Ribbentrop încoace și această rugăminte pe care domnul profesor a exprimat-o, eu am tradus colegilor din Federația Rusă, dacă va mai fi nevoie, mai precizez dacă este nevoie de urmărătate. Vă mulțumesc foarte mult și acum, domnul profesor Vergate, vă scoatem din jurțul acela, pentru că trebuie să veniți la microfon. Da, rugăm pe domnul profesor Vergate să... Da, textul dânsului și domnul profesor Vergate, dacă puteți, așa cum a făcut domnul profesor Curtu, textul e tradus la colegi, da. Exprimați câteva din idei ca să scurtăm puțin timpul. Onorat prezidiu, stimat auditor, unul dintre foștii mei profesori, academicianul Andrei Oțetea, m-a învățat pe mine, ca și pe alții, că o comunicare poate să fie atractivă dacă are un început exploziv, concluzii clare și un conținut scurt. Voi căuta să respect această învățătură și, pe de altă parte, să fiu întru totul în subiectul conferinței anunțate, anume problematica declanșării primului război mondial și întâlnirile la înalt nivel. Sigur că, privind situația de atunci și mai ales istoriografia, o spun ca om care am predat cursul de istorie universală epoca modernă, istoriografia a încercat să prezinte anii cuprinși între războiul franco-prusac și declanșarea primului război mondial ca o perioadă plină de liniște. Nu este real. Atent văzută, această epocă este aceea anii unei atmosferi încărcate de o tensiune deosebită. Ea este evidentă mai ales dacă se urmărește poziția marilor puteri care, în frunte cu Imperiul German, ducea o cursă a înarmărilor. Aceasta putea să aibă o singură ieșire și anume încercarea armelor pe câmpul de luptă. Mai mult decât atât, se formaseră două blocuri militare, Antanta și Tripla Alianță, care se înfruntau aproape pe toate planurile, așteptând să aibă o ieșire și în război. Tripla Alianță, formată din Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, Regatul României și Regatul Italiei, nu era solidă, era cam în curs de desmembrare datorită poziției pe care o aveau în special maghiarii din Imperiul Austro-Ungar, în special guvernul Kalamantissa, care în acele zile ducea o politică net antiromânească. În perioada recentelor război balcanice, 1912-1913, Viena fusese pe o poziție net antiromânească, iar Berlinul nu făcuse nimic pentru susținerea românilor. În această situație, sigur că poziția antigermană, antimaghiară, era puternică la București, ca și poziția împotriva acestei triple alianțe. Țarul Nicolae al II-lea, aflat la Sankt Petersburg, prin serviciile sale, era informat de sentimentele românilor, care erau în profunzime, aceasta este important, nu erau numai la nivelul vârfurilor politice. Se mai știa că erau unii oameni politici, ca Emil Costinescu, care erau rusofili. Țarul Nicolae al II-lea a încercat să profite de pe urma situației prin punerea la punct a unei alianțe matrimoniale între Marea Ducesă Olga Nicolaevna și Principele Carol, moștenitorul tronului
în viitor. În acea situație însă, Alexandru Marghiloman arată în memoriile sale că într-o discuție avută cu regele Carol I în februarie 1914, regele a declarat ferm că acea alianță matrimonială ar fi putut duce la o îmbunătățire a relațiilor între cele două familii domnitoare, dar nu ar fi schimbat politica de stat. Este o situație foarte clară. Țarul a aflat, că de aceea erau secrete politice, să le afle repede partea adversă. În această situație deosebită, țarul iarăși a intervenit și în martie 1914, în timpul vizitei principelui moștenitor Ferdinand la Sankt Petersburg, s-a stabilit ca și țarul să facă o vizită în România. S-a stabilit ca acea vizită să fie la 1 iunie 1914. Cu o zi înainte de vizita țarului în portul Constanța, în România, principesa Maria a făcut o vizită însoțită de Ighe Duca spre Mangalia. În timpul acelei vizite, principesa Maria a vorbit în termeni elogioși despre vărul ei, țarul Nicolae, înlăturând toate zvonurile denigratoare la adresa acestuia. A rămas o singură chestie de ordin feminin care o supăra pe Maria. Spre deosebire de ceilalți membri ai familiei țarului, Nicolae al II-lea nu era înalt, nu era bine făcut, nu era frumos, nu avea o figură seducătoare, așa cum i-ar fi plăcut Mariei, care, în tinerețea ei, fusese curtată de Nicolae al II-lea, unul dintre candidații la căsătorie cu el. În ziua de 1 iunie 1914, pornind din portul crimean Ialta, splendid yacht standard, impresionant prin magnificență și eleganță, a pornit către portul Constanța, unde a ajuns la orele 9:30 dimineața. Pe chei era așteptat de regele Carol I, îmbrăcat în uniformă de mareșal rus, cu bastonul de mareșal rus în mână, însoțit de principele moștenitor Ferdinand, îmbrăcat în uniformă de colonel rus din garda imperială, avându-l alături pe fiul său Carol, îmbrăcat și el în uniformă de ofițer aghiotant rus. I-au prezentat onorul țarului în momentul în care a ajuns și la debarcare, de asemenea, au accentat onorul. În timpul prezentării regimentelor, țarul, după mărturia lui Bacal Bașa, a fost impresionat de regimentul de gardă local, Dobrogean, deoarece acesta purta fesuri. Țarul s-a arătat extrem de amabil cu oamenii politici români. I-a primit pe vas, în discuții lungi, pe premierul României de atunci, Ion Ice Brătianu, și pe ministrul afacerilor străine, pe Emil Porumbaru. Imediat ce a coborât de pe vas, Ion Brătianu a trimis telegrame de informare la Berlin și la Viena. Emil Porumbaru și regele Carol I s-au arătat mai rezervați. În timpul vizitei, țarina Alexandra Feodorovna a fost și ea deosebit de amabilă cu membrii familiei regale românești. Oamenii din jur au fost uimiți, deoarece o știau că, în mod obișnuit, era o persoană acră, puțin comunicativă. S-ar putea ca această atitudine ei să se fi datorit principesei Ileana, foarte tânără atunci, un copil,
care, fiind veselă exuberantă, s-a dus la suferindul țarevici Alexei, l-a luat de mâini, a început să joace cu el și l-a făcut să râdă. Seara, după un supeu la care au participat, spune un supeu intim, la care au participat familia imperială a Rusiei și familia regală a României, familia imperială a părăsit portul Constanța în lumina lunii pline, când frumosul iaht al țarului a apărut ca într-o poveste, ca într-un vas. Sunt imagini care sunt păstrate în fototeca familiei. Un unchi de-al meu, Ioan Neroman, era primar de Constanța și mai există fotografii de familie. O parte au fost predate la arhivele din Constanța cu îndepărtarea iahtului. Consecința acestei vizite a fost deosebită, deoarece a pregătit venirea la București a ministrului de externe al Rusiei, Serghei Dimitrievici Sazonov. El nu a venit împreună cu țarul, deoarece nu suporta călătoriile pe mare. A sosit la București cam la 2 zile după vizita țarului în Constanța și a avut contacte cu oamenii politici de decizie din România. Consecința a fost deosebită, deosebit de însemnată, deoarece s-a arătat foarte clar că acel mariaj între Marea Ducesă Olga Nicolaevna și Principele Carol nu se realiza. Dar, și aici intervine partea importantă care ține de tema conferinței, România a promis că va rămâne în stare de neutralitate în cazul în care va începe primul război mondial. Acest punct de vedere a fost însușit de premierul Ion Brătianu și impus apoi în Consiliul de Coroană de la Sinaia din iulie 1914. A fost, dacă vreți, un succes extraordinar al Rusiei, care a obținut în urma acestei vizite, acestui contact la înalt nivel, o slăbire a Triplei Alianțe, un succes în timpul războiului. Este într-adevăr un rezultat remarcabil care arată cum contactul direct face-to-face, face-to-face, între personalitățile determinante ale politicii poate să aibă un rezultat bun chiar și în clipa declanșării unui război de asemenea învergură cum a fost primul război mondial. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul profesor, și pentru